Noul manager al Spitalului Județean de Urgență Slatina și-a început activitatea în forță. Încă de la prima oră, el a solicitat o informare cu privire la situația economică a unității medicale, planurile de investiții și a avut o întâlnire cu restul echipei de conducere. Echipa de conducere va fi păstrată și obiectivul meu pe termen scurt, adică în aceste 4 luni care au mai rămas din anul 2017, este să continui planul de management pe care eu zic că predecesoarea mea, doamna Elena Vișan, l-a îndeplinit cu foarte mare profesionalism. Deci voi continua în acest an pe linia pe care echipa de management a asigurat-o de la începutul acestui an. Bazându-se pe experiența administrativă acumulată în diversele funcții deținute, noul manager al Spitalului Slătinean este convins că va face față noii provocări. Cât privește planurile de viitor, acestea vor fi direcționate spre atingerea obiectivului propus la acceptarea funcției. Spitalul trebuie să-și continue traseul pe care se situează deja de îmbunătățirea calității serviciilor medicale și cred că viziunea de conducere a lui trebuie să bazeze foarte mult plecând de la nevoile de servicii de sănătate ale populației din județul Olt. Rotea are 33 de ani și este absolvent al Facultății de Management și al Facultății de Drept și doctorand al Universității din Craiova. Până la preluarea conducerii SJU, acesta a mai deținut funcția de comisar șef al Gărzii de Mediu, pe cea de prefect al județului și secretar de stat în Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.